FC Botoșani încearcă să țină pasul cu Sportul Studențesc, care spulberă totul în Liga Secundă. Trupa lui Cristi Popovici a înfruntat Unirea Slobozia, dar s-a chinuit serios cu formația lui Dună. FC Botoșani a început ezitant, iar prima ocazie a fost ratată de Vraciu după centrarea lui Mbela. Atacantul botoșenenilor a irosit o oportunitate și în finalul primei reprize, iar la pauză era 0-0. Inspirația lui Popovici s-a transpus în introducerea lui Crăitoru, iar fostul jucător al Stelei a avut nevoie de doar 4 minute pentru a-l executa pe Dobre din lovitură liberă. Până la final, niciuna dintre formații nu a impresionat și meciul s-a încheiat cu succesul la limită al moldovenilor. După acest meci, FC Botoșani urcă pe locul secund în prima serie, în timp ce slobozenii rămân cu 6 puncte din 6 meciuri.